Îi salut pe Nicolae Dică și pe Florin Răducioiu. Mă bucur că suntem împreună. Îmi sugera cineva să întreb pe Dică dacă mai rămâne la Naționale și după acțiunea asta care urmează. Nu o să-mi răspund oricum și dacă ar ști, nu răspund, nu? Nu. Nu este nimic deocamdată. Dar ne calificați la baraj, asta poți să-mi spui. După mine, da, dar și cum e la fotbal? Ne dorim lucrul acesta și ne stăm la îndemână. Trebuie să rămână, Radu? Trebuie să rămână la Națională? Da, bineînțeles, dacă se califică și ajung la baraj, evident că... Evident că după aceea... Nu? Nu, pardon, am exprimat prost. Ajung la baraj și reușesc să ne califice după mai mult de 20 de ani, evident că nici nu mai e nevoie nu, să... Nu, dar la baraj ei vor să plece de înainte de baraj. Ar fi o mare greșeală, după părerea mea, pentru că ați făcut o muncă foarte complicată. A fost un început foarte dificil, am mai spus. Ați reușit să redresați echipa printr-un joc mult mai bun, mult mai realist, cum am spus eu. Ați reușit să câștigați, că e cel mai important lucru. Și acum mi s-ar părea că ați da un pic cu piciorul această muncă, mister. Deci, adică tu și cu, bineînțeles, evident, cu antrenorul, cu mister Rădoi. Dar, repet, eu nu pot intra în mințile lor, nu pot... Nu sunt un... Bine, poți și tu acum. Un mentalist. Nu sunt un mentalist. Să vorbești frumos. Să recunosc și îmi face mare plăcere că au făcut o treabă foarte deci bună. Deci încă, da? Încă n-au reușit, n-au obținut nimic. Asta au redresat această barcă, să zic așa, corabie, care era pe cale de a se scufunda. Acum au ridicat-o din ce în ce mai la suprafață și acum merge... pe un drum mai bun, sigur, adică barajul, care de fapt cred că ăla a fost obiectivul. Poate, nu știu, acolo nu ăla era, că erai cu Germania în grupă, n-aveai cum să ai alt obiectiv. Deci nu, eu asta gândesc în momentul de față. Dai seama că îi apreciez, sunt foști mari jucători de fotbal, de echipe naționale, au jucat la echipe foarte mari. Am fost și noi critici cu ei, evident, aduce aminte în misiunea asta, că nu vreau să par ipocrit. Dar, naibii, nu, nici nu, vin după ei acolo și nu continuați, îmi fac greva foamei. Se leagă Răduceu de porțile federației. Nu, e un păcat, sincer, e un păcat, e o treabă foarte bună. E bine că, uite, acum, cum a spus și el, acum câtva timp ne critica și acum, uite, dorește ca să rămână. Da, asta înseamnă... Este important că noi toți care suntem acolo, eu știu, toată lumea, că dai seama, toți suntem, nu e vorba doar de staff, de jucători, de conducere, de tot, este bine că am reușit să schimbăm părerile specialiștilor care acum, eu știu, 3-4 luni de zile, 5 luni de zile ne criticau și spuneau să plecăm de la echipa națională. Da, iată, vezi, că acum totul s-a întors. Asta vă arată vouă și că oamenii ăștia sunt obiectivi. Pentru că de multe ori aveți impresia că nu sunt obiectivi. Da, nu este vorba despre Răduceu, dacă spune, spunea recent că nu jucați ceea ce trebuie și acum vine și spune că jucați ceea ce trebuie, înseamnă că Răduceu e obiectiv. Dacă faci o analiză corectă la ceea ce jucam și înainte, când pierdeam meciurile, se vedeau niște lucruri. Ok, este clar că la înfrângeri este greu să vezi lucrurile pozitive pe care, eu știu, stafful respectiv încearcă cu echipa pe care o are la dispoziție. Și iată că acele lucruri pe care noi le făceam, eu știu, în proporție de 20%, au ajuns acum să le facem în proporție de 60% sau 70%. Câtă vreme sunt 20% insuficient. Acum ies mai mult, da, în evidență, dar mă refer că și atunci... Poți să critici și să vii și cu lucruri pozitive. Repet, cât dacă e 20%, dacă faci o analiză corectă. Tu știi că la Național nu e suficient 20%. Știu la Național, mă refer în general, nu doar adică... mă refer echipa națională, echipă de club. Vine un antrenor nou și sau după o lună de zile, două luni de zile, poți să scoți și lucruri pozitive în față care se pot accentua în timp. Spune-mi, cum era cu 50%, mai zi-mi acum înainte să vorbim de Champions League, mai dă-mi o cifră. Și ultima, nu pot să dau fitul, cum e, cum sunt aia? Nu pot să dau. Institutele de sondare au opinii. Asta puteți vorbiți cu, să vă spună Mirel, probabil, la conferință, când o avea. Am înțeles. Un ultim lucru, totuși, trebuie discutat cu cât la sută ne diminuează nu neapărat șansele, că chiar și șansele de victorie cu Islanda, absența publicului. Da, nu vreau să mă gândesc acum la un rezultat negativ, dar ne-am simțit extraordinar pe Ghenci acum când am și pe Naționale, da, și pe Ghenci acum când am jucat cu suporte, un meci foarte important pentru noi cu Armenia. Suporterii din prima secundă până la ultimul fluier ne-au încurajat, au fost alături de băieți și ne-am simțit extraordinar în Ghencea și
Cu siguranță o să le simțim lipsa, dar vom încerca să dăm totul, pentru că am jucat o grămadă de meciuri fără suporteri până cât a fost această pandemie și băieții trebuie să fie concentrați să câștigăm meciul cu Islanda, pentru că este un joc foarte important pentru noi toți. Tu auzisei povestea asta că puteam să pierdem partida din cauza cazării? Nu, astăzi. Știam că a fost Novak a spus, domnule, că dacă pentru că în România există legea asta, că dacă ești nevaccinat, indiferent sportiv, nesportiv, nu conta, dar nu ai voie să te cazezi la un hotel. Islandezii nu sunt vaccinați toți și că ar fi fost o problemă cu cazarea lor și că a trebuit să se obțină o derogare. Asta a spus ministrul Novak astăzi. Și dacă nu ar fi existat această derogare, România era în pericol să piardă cu 3-0 partida cu Islanda. Știam că ei trebuia să, nu știu, să închirieze un hotel unde să stea doar ei, dar nu știam de treaba asta. Azi am aflat și dar... Cum ar fi fost? Este bine că s-a rezolvat. Cum ar fi fost? Ar fi fost... Eram de... Nu vreau să pun vreun cuvânt așa. Deci asta ar fi fost ceva, Radu, îți dai seama, deci să nu fi, nu știam. Deci da. Să fi pierdut România 3-0 la masa verde din cauza regulilor. Na, astea sunt regulile până la urmă.